Informație de ultimă oră la Digi24, doamnelor și domnilor, atentat terorist de jucat în Germania. Un sirian voia să ucide soldați germani într-un oraș din Bavaria. Cumpărase și armele. Militarii pe care voia să-i omoare ar fi fost o unitate de elită a armatei germane, crucială pentru apărarea NATO. Primim detalii de ultimă oră de la colegul meu, Alin Borcea. Bună ziua, Alin! Bine v-am găsit. Sirianul avea 27 de ani și deja cumpărase două macete cu care voia să-i omoare pe soldați atunci când a fost arestat de către procurorii germani. El a fost prins înainte să-și pună planul în aplicare, dar observăm că intenția era acolo. El voia să atace soldații germani care se aflau în orașul Hof din nordul Bavariei, în timp ce se aflau în pauza de masă. Important de precizat, în orașul Hof este o unitate de elită a armatei germane de care depinde întreaga securitate a NATO. Este o unitate care se ocupă de spionaj electronic, o stație de radare, echipamente electronice de înaltă performanță pentru spionaj electronic, interceptări și telecomunicații. Aici nu doar că sunt puse în aplicare strategii, sunt găsite și testate noi mijloace de spionaj electronic și de interceptări, proceduri esențiale și cruciale într-un asemenea context tensionat cum este cel provocat de Rusia prin războiul din Ucraina, și știm foarte bine cât de periculoși sunt hackerii ruși. Deci revin la informația momentului, un sirian de 27 de ani voia să omoare soldați germani cu macete, dar a fost arestat înainte să-și pună planul în aplicare. Mulțumesc, Alin Borcea. Mircea Joană nu crede în